Cancan TV. Ne-am întors în platoul Cancan TV și vreau să vă mărturisesc că pe pauza de publicitate a fost o nebunie aici. Toate fetele au venit lângă Carmen Hara și lângă fiica ei, Alexandra, cu mii de întrebări. Trebuie să vă mărturisesc, majoritatea erau dacă ne mărităm sau nu. De sute ce? De dacă ne mărităm vin sau și nu? La numărul de SMS 1222 sunt sute de întrebări pentru dumneavoastră. Chiar am trecut de 1000 de întrebări. Discutăm despre aceste previziuni, doamna Hart. Aveți să-i spuneți Andrei, pentru că Andreea stă cu sufletul la gură. Aveți să-i spuneți exact dacă se mărită sau nu? O ia și pe ea cineva? Absolut, se mărită. E așa de frumoasă. La o? Așa de frumoasă. Adi, întreabă tu. Când? Ea este într-un an, știi, multe din predicțiile astea sunt bazate pe niște calculații. Predicțiile s-au făcut de mii de ani pe calculații. Calendarul maia și-a stabilit cu exactitate momentul când se produce alinierea planetară pe calculații. Și în viața omului există acest cod divin, această dată de naștere. Bazat pe data ei de naștere, ea se găsește în momentul ăsta într-un an ideal de a cunoaște partenerul. Deci ăsta este anul. Dacă ratezi acest tren... Nu-l va rata, deci categoric ceva extraordinar de important se întâmplă în acest an. Doar dacă ea spune nu vreau sumnice, nu este cazul. Cred că vrea. Da, vrea. Dar acum vă întreb eu, e băiat bun? Foarte bun, da, da. Da? Da, e un băiat ca un fel de suflet pereche. Cum îl cheamă? Să-l recunoaștem. Ce inițială are? Deci vreau să spun că are o inițială cu R. Vreau să spun că este un bărbat și el foarte prezentabil și foarte atrăgător. Și este din străinătate, crezi, sau nu? Sau de aici? Ce simți? Eu cred că este un om care s-ar putea să-i ofere ei și o viață dincolo de aici, probabil da, că este cineva care dacă privim din America către România, e din străinătate. Dar există și o altă literă, ca să nu facem confuzii. R. R este o literă foarte definitorie, adică cred că asta are un, cum să spun, o rezonanță. Roberto, o rezonanță. Pot să spun că există cineva în viața mea cu litera R? Da. Pot? Eu cred că zic că pot. Deci să înțeleg că o să mă ceară de nevastă? Da. Dar se lasă cu divorț sau nu? Nu. Nu? Nu. Nici nu spune asta. Nu proiectăm. Ce vorbeam? Nu proiectăm niciodată. Cine ar putea să o lase pe ea? Uite cât de frumoasă e. Da, nu proiectăm. Aveți dreptate, într-adevăr. Și are și un suflet minunat. Cine are? Cel mai important. Cel cu râs sau Andreea? Andreea. Dar o altă... Așa când vă uitați la Adi, îl vedeți așa că o să termine cu răutățile astea odată și pentru totdeauna? El nu le consideră răutăți. Consideră că sunt parte din farmecul lui, nu? Așa este. E un farmec aparte. Aparte, da. Doamna Hara, da. Spuneți-mi, fiica dumneavoastră, despre dumneavoastră vreodată, a avut așa vreo viziune? În fiecare zi. Da. She needs her own psychologist. În fiecare zi. Trebuie și ei cineva să... Se spune că nu putem opera pe noi. Okay, nu sunt. Avem nevoie de cineva care să vină din afară, știi? Sprijinul ei emoțional. Și nu vi se pare totuși traumatizant să vă spună fiica, mamă, astăzi ai să te întâlnești cu X, să fii cu mințică, să nu mai avem probleme? Nu, totdeauna proiecțiile astea e foarte important, să fie proiecții foarte pozitive, știi? Încercăm să ținem... Pentru că asta ține... Te face tânăr tot mereu și nu îmbătrânesc. Eu am zis că oamenii când îmbătrânesc este ceva în ei care îi macină și încep să se rideze, încep să se simtă cum își pierd energia asta vitală. Deci dacă reușești să te ții în interiorul tău mereu cu sufletul tânăr și ai o proiecție pozitivă, cred că fenomenul ăsta de îmbătrânire se produce mult mai lent. Vă întreabă cineva la fel, dacă mă căsătoresc, dacă aveți nevoie de menajeră. Aveți nevoie? Poate fi o predicție. Avem nevoie de menajeră în Miami. Poate să se... Dacă își va găsi în sfârșit un loc de muncă, un alt telespectator. Așadar, la 1222 puteți trimite toate întrebările dumneavoastră. Vor ajunge la doamna Carmen Hara, care, în măsura în care va putea, vă va răspunde.
Mai avem încă 300. Spuneați dumneavoastră că la un moment dat puteți evita, da, destinul, ceea ce vi se arată. Se poate evita cumva? Cum se poate evita? Dacă... numai dacă ai această constantă, cum se spun, percepția a unde merge viața ta, combinată cu multă înțelepciune, combinată cu dârzenie, cu o luptă. Nu te lași în fața vieții. Viața este totdeauna o luptă și vrei să cucerești viața. Și, deci în felul ăsta îți construi, de fapt tu poți să faci din tine o versiune mică ta sau o versiune uriașă ta. Eu totdeauna am spus, eu nu vreau să rămân la nivelul, vreau să creez cea mai mare versiunea mea și să ajungă să fiu foarte mulțumită de asta. Nu sunt niciodată mulțumită de mine. Fiecare zi mai trebuie să fac ceva. Nici acum! Ați făcut atâtea. Ați scris o carte, v-ați reapucat de muzică, aveți un reality show acolo în America. Tot nu este destul. Asta este a șasea mea carte. A șasea mea carte și a șaptea mea carte am semnat deja contractul și o să apară anul trecut. Dar nu sunt mulțumită cu 7 cărți. Vreau să scriu 70 de cărți. Poate 70, deci, de ce nu? Cu cât se poate mai mult. Deci dacă te menții într-o activitate contentă, da, îți ții sufletul tânăr. Este cartea momentului. Noi trecem acum printr-o etapă de transformare. Omenirea trece prin acest 2012 atât de neînțeles. Este un moment de turnură la nivelul gândirii. Noi nu vom mai gândi la... Că vrem să creăm o lume mai bună. Tineretul de aici, nu sunteți de acord cu mine? Nu vreți o lume mai frumoasă, mai bună, în care să spuneți, domnule, putem să realizăm tot ce vrem? Și numai voi aveți. Și tineretul va construi această omenire nouă. Deci lumea veche, cu tot ce a însemnat ea, se încheie și o etapă nouă vine pentru omenire. Este, și eu vorbesc necesar despre asta. În general, cum se vede România din America și lumea mondenă? Vreau să spun că ar putea să se vadă mult mai bine, mult mai bine, dacă noi în România am schimbat puțin mentalitatea care a rămas aceeași mentalitate. Pot să vă dau un exemplu? Am fost azi dimineață, am avut un proces, mi s-a furat o casă. Toată lumea spune, dar dumneavoastră n-ați văzut că vi se fură casa? Știi, fiecare lucru e orchestrat, chiar și lucrurile rele sunt toate orchestrate de sus. Dacă nu se fura casa, nu mai veneam niciodată în România ca să demonstrez că pot să fac ceva, să fac justiție. Am venit în România. Azi dimineața am avut proces. De 5 ani țin procesele astea. Am avut un proces în America care eu l-am câștigat cu casa asta. Conform convenției între România și America, statul român are obligativitatea să recunoască o hotărâre semnată de secretarul statului american Hillary Clinton. Și trebuia recunoscută. De 2 ani se tot răgânează. Astăzi am avut proces. Era o judecătoare de vreo 20 ceva de ani care a început să se uite așa la mine, puțin așa printre ochi și așa cumva intrigată de prezența mea acolo. Și îmi spune, aveți ceva să vă legitimați? Zic, da, și scot pașaportul meu. Pașaportul meu era învelit într-un plastic. De pașaportul meu s-a lipit o hârtie de $1. În secunda următoare, ea vede această hârtie de $1 și spune, știți că pot să vă arestez? Zic, dar ce am făcut? Încercați să mă mituiți? Zic, $1. $1. $1. Aici era problema, cu doar un dolar. Doar cu $1. Deci asta e o chestie de mentalitate. O mentalitate care nicăieri pe pământ așa ceva nu s-ar fi, nici o justiție, cred că nici în Columbia nicăieri, pentru că a căzut un dolar care era atașat. Să te gândești la asta. Poți să te gândești că omul ăsta care vine să plângă de 5 ani, i s-a furat o casă cu tot ce este în el, vine de fapt să te mituiască sau vine cu... Eu am venit să o rog, să o implor, să accepte această hotărâre semnată în America, să o iau în considerare, să-mi iau și eu această casa mea, să vin în România și eu la voi, să vă mai văd, să am senzația că stau în casa mea care e cumpărată pe banii mei, nu? Și că, mă rog, memoriile s-au distrus, tot ce aveam în casă s-a aruncat la gunoi de niște hoți și îi spun, doamna, vedeți că femeia care a furat casa, a furat recent o altă casă de $800,000 și a fost prinsă și ați și arătat-o la televizor. Știți care a fost răspunsul? Nu e relevant. Oh. Deci asta e tot o chestie de mentalitate. E vorba de mentalitate aici. Da. Eu trebuie să vă întrerup puțin pentru că suntem acum în direct cu Marius Niță, colegul nostru, care se află pe urmele lui Brad Pitt. Un bărbat care seamănă izbitor cu Brad Pitt. Dacă este sau nu, îl întrebăm acum pe Marius. Marius, este sau nu Brad Pitt? Dragilor, am o veste proastă și una bună. Cu care să încep? Cu care dorești proastă. Tu? Da.
cu aia proastă e că am înghețat pentru că m-a ținut mai bine de ore aici afară. Iar vestea bună e că am reușit să intru și am stat de vorbă cu cei doi pe care ne chinuiam să-i filmăm mai devreme. Am reușit să le luăm acordul, să intrăm și să stăm de vorbă cu ei. Și vă invit chiar și pe voi în acest... Fără cameră. Camera rămâne afară că nu vor să avem imagine atât de aproape de... acest individ pe care paparații Cancan au stat toată ziua pe urmele lui. Hello! How are you? I'm pretty good, how are you? Frumos, dacă vreți să vorbesc ceva, vorbesc cu mine. Să vorbesc cu dumneavoastră. Bună seara, bună seara. De ce a venit în România, domnul? Nu contează de ce a venit. Domnul este o vedetă internațională și chiar nu mai contează de ce a venit. E adevărat că e vedetă internațională. Chiar ne-a luat prin surprindere în seara asta. Dar ne cerem scuze că v-am deranjat și v-am stricat Feng Shui-ul serie aici, însă noi ne-am dorit foarte tare să-l filmăm pe domnul mai de aproape, să ne dăm seama de fapt cine este și cu atât mai mult să-l și invităm în platou Cancan TV. Să vedem. Să vedem, negociem. Scoatem un contract pe masă și negociem cu domnul. Trebuia să ne anunțați mai înainte sau nu știu. Noi am fi vrut să vă anunțăm dacă venirea lui a fost atât de secretă în România. Andreea, dacă ai vreo curiozitate legată de domnul cu căciula, să nu-i mai pronunț numele, te rog să o adresezi acum, dacă nu îți voi face o surpriză. Este sau nu Brad Pitt, Marius? Pot să spun doar atât că... domnul e deja fratele meu, ne înțelegem foarte bine. O să te așteptăm cu fratele tău, Marius, aici în platou. Să vedeți în platou. Și orice curiozitate pe care o are Andreea față de fratele tău de acum, Brad Pitt, cu siguranță va fi satisfăcută aici în platou. Te așteptăm aici. Îți mulțumim foarte, foarte mult, Marius. Atâta timp cât îmi cheamă cu B și nu cu R, nu știu dacă mă mai interesează chiar atât de tare. Doamna Paras, ar putea sortitul Andrei să fie apărut în această seară. Îl cheamă cu B. Cu R de la B, R. Într-adevăr, și Andreea a primit o veste foarte bună în această seară. Sunt foarte multe persoane care vă întreabă, iarăși, la prin SMS-ul 1222, cu cine se căsătoresc, când. Puteți să spuneți data cu exactitate sau care, cât de aproape poate fi indicată o data anunții sau cât de aproape poate fi indicat nu știu, subiectul unei teze sau vă mai întreabă cineva, am bacaloriatul în vară, ce am să fac atunci? Iau bacul, nu-l iau? Sunt foarte, foarte multe întrebări. La microfon. Foarte exactă. Sunt întrebări care, la care se răspunde clar și răspunsul este clar. Sunt întrebări care au flexibilitate. Deci, mă căsătoresc în octombrie sau în ianuarie, devine și alegerea ta și acel... Deci, acolo există o flexibilitate în timp, dar sunt lucruri foarte concrete. Vând sau nu vând casa asta, sunt alb, black and white, cum se spune, da sau nu. Iată că există o predicție și pentru dumneavoastră. Carmen Hara, este o predicție sau îți vei recupera casa. Oh, nu, nu apare semnul întrebării, prin urmare. Sperăm și noi. O să ne gândim pozitiv să se întâmple.